lecțiile trecute am abordat împreună problema respingerii și obiecțiilor sau întrebărilor care apar în evanghelizare și atunci când împărtășim Evanghelia cu cei din jurul nostru, atunci când împărtășim convingerile noastre despre Dumnezeu, despre Scriptură, este inevitabil că vom avea parte de respingere, vom avea parte de anumite întrebări, de anumite obiecții și este bine să ne obișnuim cu această idee și este bine să ne pregătim pentru această opunere sau pentru aceste întrebări. În așa fel încât să putem face față în a da răspunsuri la aceste obiecții și să putem face față și din punct de vedere emoțional, spiritual. Cu siguranță există o apăsare, cel puțin dacă ne pasă de cei cărora le vestim Evanghelia și le spunem despre Dumnezeu, când vedem că oamenii resping, când oamenii evită, este normal ca să fim apăsați de lucrul acesta și să ne dorim să fim instrumente cât mai eficiente în mâna lui Dumnezeu, știind că în mod ultim Dumnezeu este Cel care este suveran în mântuirea oricărui om și noi nu putem decât să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm, să implorăm pe Dumnezeu ca să lucreze în viața celor care le vestim Evanghelia. În această seară aș vrea ca să ne uităm la câteva întrebări sau obiecții clasice care sunt deseori întâlnite, cât și la câteva argumente apologetice la ceea ce înseamnă existența lui Dumnezeu, pentru că din ce în ce mai mult, obiecția numărul unu care se lansează atunci când discuți din Scriptură, discuți despre Dumnezeu, este direct la existența lui Dumnezeu. Generațiile tinere au găsit un refugiu aici. Pentru că nu le place ideea de Dumnezeu, pentru că nu le place religia, pentru că nu le place faptul că Dumnezeu pretinde ceva de la om, pentru că nu le place că Dumnezeu are o lege morală care o impune, își caută un refugiu undeva. Și religia cea mai populară în ziua de astăzi, sau cred eu în creștere cea mai mare dincolo de islam, este ateismul. Și ateismul este o religie până la urmă. Este un sistem de valori, un sistem de principii care foarte mulți îl însușesc și îl însușesc foarte repede și fără ca să verifice sau să, adică îl însușesc realmente prin credință. Dom'le, îmi convine, dacă nu ar fi Dumnezeu, mi-ar conveni. Ca tare cred că nu există Dumnezeu. Cam așa merge. Da? Nu stă nimeni să verifice. Deseori când stau de vorbă cu atei, îi provoc. Ei, vrei să fii ateu? Ok, n-am nimic împotrivă. Dar fii sigur de ateismul tău, da? Fii sigur de ateismul tău. Fii convins. Fii pregătit să mor pentru convingerile tale. Nu vine așa cu o credință din asta ieftină, că pur și simplu eu cred pentru că mie îmi place să cred că nu există Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la câteva dintre argumentele pentru existența lui Dumnezeu ca și răspuns la aceasta. În primul rând, dacă ne-am făcut treaba bine și am vorbit despre Dumnezeu, din Biblie, adică din locul în care Dumnezeu s-a revelat, una dintre primele obiecții cu care ne confruntăm este că oamenii nu cred sau ne întreabă pe noi cum putem noi să credem că Biblia este adevărată. Da? Pun întrebări de genul, bun, dar nu este de fapt doar o carte scrisă de niște oameni? Și Pavel a fost om, și Petru a fost doar un simplu om, da? Isaia a fost și el un om. Cum poți ca să-ți bazezi viața și veșnicia pe închipuirile unor oameni sau pe ideile unor oameni? Și este adevărat că Biblia a fost o carte scrisă de niște oameni, da? Dar, mai corect este, a fost o carte scrisă prin niște oameni. Autorul final, autorul decisiv, definitiv al Sfintei Scripture este Dumnezeu care lucrează prin autorii umani ca să comunice mesajul
mesajul Sfintelei Scripturi. Da? Dumnezeu se revelează prin Scriptură și prin acești autori umani care comunică în mod clar și în mod exact ceea ce Dumnezeu a vrut ca să comunice. Și trebuie ca să venim și să atacăm această obiecție, în primul rând, din Scriptură. Putem să mergem și ne vom uita că sunt și alte variante de a ataca acest argument, dar în primul rând Biblia se auto-autentifică, ea este puternică, ea este cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna trebuie ca să ripostăm argumentelor împotriva Scripturii cu Scriptura. Am văzut un videoclip, cred că Vaudi Bacham, dacă nu greșesc, un păstor din Texas, cred că zicea că atunci când cineva vine și zice: hei, pe mine nu mă interesează ce spune Scriptura, este irelevantă. Dacă vrei să vorbești cu mine despre Dumnezeu, nu-mi vorbi din Biblie, vorbește-mi despre altceva sau din alte surse. Și noi mergem și zicem: ok, hai să lăsăm Biblia la o parte, hai să facem filosofie. Nu facem altceva decât să capitulăm. Pentru că ce spun ei? Pentru mine Biblia este irelevantă și ce spunem noi? Da, ai dreptate, hai să nu discutăm din Biblie, că este irelevantă. Hai să discutăm despre lucruri mai importante. Hai să discutăm despre filosofie, despre fizică, despre mai departe. Și el zicea: este bine să ai toate argumentele acestea filosofice, științifice, istorice și așa mai departe, dar niciodată să nu pui jos arma cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că este Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu de a mântui, da? Nu filosofia, nu fizica, astea sunt toate bune. Până la urmă, fac parte din harul general care Dumnezeu îl dă omenirii ca să aibă știință, să aibă cunoștință. Dar știința, înțelepciunea divină, puterea lui Dumnezeu este în cuvântul lui Dumnezeu. Când primim o obiecție despre autoritatea Scripturii și despre originea Scripturii, primul loc din care trebuie să răspundem este din Scriptură. Dacă noi suntem convinși că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, când cineva obiectează la asta, este logic, este normal că vom răspunde în primul rând din Scriptură. Da? Apostolul Pavel spune în 2 Timotei 3,16: toată Scriptura este inspirată sau însuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate. Dar toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Dumnezeu este sursa Scripturii. Și vedem că, într-adevăr, Dumnezeu s-a folosit de autori umani ca să comunice acest mesaj. Petru spune în 2 Petru, capitolul 1, la versul 20, în felul următor: înainte de toate, trebuie să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație a cuiva. Adică n-a fost doar închipuite de mine, zice Petru, n-a fost doar închipuite de Pavel sau de prorocii Vechiului Testament, căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt. Da? Deci oamenii într-adevăr au vorbit, oamenii într-adevăr au scris, Pavel a scris, la un moment dat vedem că Pavel, care avea probleme cu vederea, la un moment dat semnează el și spune: uitați cu ce slove mare scriu eu, Pavel. Da? Pentru că de cele mai multe ori el dicta. Dicta lui Luca, dicta altcuiva, lui Timotei, să zicem, și ei scriau pentru Pavel. Da? Deci Pavel a vorbit, Petru a vorbit, Isaia a vorbit, dar au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu, conduși de Duhul lui Dumnezeu. Da? Au vorbit în limbajul lor, au vorbit în limba lor, au vorbit cu cuvintele lor, expresiile sunt tipice, adică ei și-au păstrat caracteristicile umane. Dar mesajul, conținutul este de la Dumnezeu și ei au vorbit exact ceea ce Dumnezeu i-a condus ca ei să vorbească. Și asta este deosebit de important de înțeles. A pune accentul în mod corect pe ceea ce este Scriptura. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu transmis prin oameni. Da? Noi nu citim Sfânta Scriptură să vedem ce părere avea Pavel despre un anumit subiect. Da? Ce sfat ne dă Pavel? Nu că Pavel n-ar fi fost un om inteligent. A fost. Pe noi ne interesează ce a comunicat Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Ce a comunicat Dumnezeu prin Apostolul Petru. Da? Și Biblia ne învață
ne învață acest lucru. În al doilea rând, într-adevăr, Biblia este o carte, chiar omenește vorbind, literar vorbind, științific vorbind, este o carte precum nicio altă carte. Este o carte scrisă de peste 40 de autori umani, peste 1500 de ani în diferite părți ale lumii și este scrisă în perfectă armonie și fără contradicție. Nu există o altă carte sau un alt set de volume scrise care sunt de genul acesta. Nu există. De fapt, dacă ne uităm chiar printre cărțile care pretind să fie sfinte, scrise de un singur autor, într-un timp foarte, foarte scurt și sunt pline de greșeli, de contradicții, de erori istorice. Da? Un singur autor. Musulmanii, de exemplu, da, au Coranul scris de Mohamed. Și dacă citim Coranul, orice om cât de cât educat își dă seama că este, de fapt, nu un text sacru, ci un text scris de un om plin de greșeli, plin de erori, chiar istorice care sunt verificabile. Cartea lui Mormon, de exemplu. Mormonii sunt haioși, cumva îi apreciez cât de tenace sunt. Mormonii la un moment dat s-au dus la Universitatea Columbia în New York, la un mare profesor lingvist, ca să le prezinte cartea lui Mormon și ei să autentifice. Și s-au dus cu cartea lui Mormon și ăștia au râs de ei. Adică realmente au zis, domnule, asta e cea mai mare aberație care a fost inventată vreodată. În primul rând, ei pretindeau că li s-a transmis cartea lui Mormon într-o anumită limbă de acum nu știu câte mii de ani și că Mormon, și că Joseph Smith, pardon, a primit abilitatea de a traduce această limbă în mod miraculos și a tradus și a scris tot ceea ce Dumnezeu a transmis așa unitar prin această carte. Lingviștii au identificat foarte repede cum a fost contrafăcut această carte, pentru că era o contrafacere foarte slabă de niște oameni care nici măcar nu știau limbile clasice, și au identificat, bă, voi ați dat copy-paste de aici, de acolo, de dincolo, plecați cu prostiile astea. Mormonii, contra ceea ce li s-a spus de acest profesor universitar și de Universitatea Columbia, au început să publice că marile universități, inclusiv Universitatea Columbia și profesorii de acolo, au confirmat autenticitatea cărții lui Mormon. Deci și oamenii laici, până la urmă, pot să vadă o carte care nu face sens, da? Lingvistic, istoric și așa mai departe. În schimb, Biblia dă de gândit chiar celor mai prolifici și cei mai cunoscuți erudiți al textelor clasice, pentru că este un text într-o armonie fantastică, într-o armonie fantastică. Noi, ca și creștini, putem să pretindem, fără ca să fim ridiculizați, că aparentele contradicții care există în Scriptură sunt doar asta, aparente. Că, de fapt, Biblia este un text armonios, un text scris, cum am zis, peste 1500 de ani, de peste 40 de oameni în diferite locuri geografice. Este ceva absolut, absolut fantastic. De astfel, știm că Biblia este printre cel mai atestat text istoric. Noul Testament, de exemplu, are peste 5.000 de manuscrise al Noului Testament. Mai multe manuscrise antice decât orice document cu o vârstă similară. Da? Nu avem niciun dubiu că Pavel a scris ceea ce noi considerăm că Pavel a scris astăzi. Da? Nu avem niciun dubiu că Petru a scris ceea ce noi spunem astăzi că este scris în întâia epistolă a lui Petru sau așa mai departe. În schimb, multe alte cărți antice, cărți de istorie, de literatură, ar putea fi contestate, puse în comparație cu dovezile istorice care le avem pentru Sfintele Scripturi. În același timp, fiecare descoperire arheologică care se face, chiar în vremurile noastre moderne, confirmă din nou și din nou detaliile care le vedem în Sfânta Scriptură. Dacă mergeți pe internet și căutați de la surse reputabile, evident, nu știu, sunt tot felul de prostii din astea cu OZN-uri și așa, care văd că și creștinii le mușcă. Am văzut una că NASA a confirmat nu știu ce, ziua lipsă din Scriptură, a confirmat-o NASA. Da? A fost cea mai mare farsă din anii 1970. Un tip care era nebun a lansat farsa aceasta și oamenii la ora de atunci au crezut, pentru că informațiile nu erau așa de ușor de verificat.
Dar în 1970 până în 2017 este mult. Astăzi poți intra și direct la site pe NASA să vezi că au articol care spune: măi, oameni buni, noi n-am descoperit așa ceva vreodată, terminați. Și dacă ne uităm la sursele reputabile, arheologice, dovezile care sunt astăzi, vedem că de fiecare dată când se descoperă ceva nou din acest domeniu, din aceste zone care, despre care Biblia vorbește, vedem că Biblia este confirmată. Noi nu ne temem de descoperiri științifice, nu ne temem de descoperiri arheologice, noi de-abia așteptăm să mai descopere oamenii de știință încă ceva, da? Să mai descopere arheologii și istoricii încă ceva. Pentru că noi avem certitudinea că Dumnezeu nu minte și Dumnezeu nu se contrazice și că în cuvântul lui Dumnezeu nu există eroare. În oameni, în Biblie, în biserică, în instituții există eroare. Oamenii au fost persecutați de biserică pentru că au crezut că pământul este o sferă, da? Biserica cu ani în urmă credea că pământul este plat. Interpretări greșite din Scriptură, deși Biblia vorbește despre rotocolul pământului și așa mai departe, da? Când oamenii de știință au venit și au zis: n-aveți dreptate, n-aveți dreptate, pământul este o sferă, Biblia nu s-a schimbat. Biblia a spus întotdeauna că pământul este o sferă. Și pur și simplu niște oameni care au fost niște interpreți al Scripturii foarte slabi au fost dovediți că nu prea cunoșteau Scriptura. Că dacă citeau Scriptura, realizeau și puteau confirma și ei că oamenii de știință au dreptate. Uite, Dumnezeu ne-a spus cu mii de ani în urmă că pământul este o sferă. Voi numai acum v-a sărit gândul la așa ceva, da? Deci Biblia este un document total aparte. Și nu suntem irațional pentru că îi dăm credibilitate. Ea prezintă dovezi interne, da? Interne, adică când o citești, când o citești și Duhul Sfânt te cercetează, este evident că textul acesta este special, că conține ceva deosebit, că Dumnezeu îți vorbește. De aceea, cea mai bună provocare sau cel mai bun răspuns este bun. Dacă Biblia este un nonsens, ok, am înțeles, asta este critica ta, totuși, fă-mi mie o favoare personală, dacă oricum sunt basme. Hai citim și să studiem împreună, nu știu, Evanghelia după Marcu. Este un nonsens, dar n-are cum să te afecteze, n-are cum să... Este cum am citit Cenușăreașa. Hai să o citim împreună. Da? Și veți vedea că dacă Domnul se îndură și lucrează și Duhul Sfânt lucrează, va citi Evanghelia după Marcu sau Evanghelia după Ioan și va ieși de acolo cu altă concluzie. Da? Și nu va avea nevoie nici măcar de dovezi istorice. După aia, dacă este un om studios, va căuta dovezile istorice, care sunt și ele. Sunt și ele să confirme ceea ce Biblia proclamă. Oricum, a doua obiecție era, să văd cum stă, avem timp până la 10. Cum poate un Dumnezeu bun permite sau fi suveran sau rândui atâta rău, da? Și atâta suferință? Și primul sfat care l-am este: nu-ți cere scuze pentru Dumnezeu. Primul instinct este: mii de scuze, știi, tatăl meu ceresc, dar să mai enervează câteodată, cum aș ști, e greu cu copiii, știți cum e cu copiii, te enervează, mai dai câte un potop, no, asta e. Și începem și îl personificăm pe Dumnezeu în felul ăsta, că cumva să-l înțelegem și pe bietul Dumnezeu. Sau venim cu chestii de genul... Știi, e foarte, foarte greu ca să stăpânești peste un întreg univers. Nu le poate Dumnezeu acum chiar pe toate să le rezolve, știi? Înțelege că nu-i ușor să fii Dumnezeu. Și alterăm ceea ce de fapt este Dumnezeu. Singura explicație pentru de ce este atâta suferință, dincolo evident că suferința e cauzată de păcatul nostru și ajungem la asta imediat, este că Dumnezeu permite, rânduiește în providența Lui, este suveran și peste această suferință. Nu avem cum să ne eschivăm de la asta, da? Pe de altă parte, recunoaște. Trebuie să recunoaștem că există într-adevăr mult rău, multă suferință care este reală, este tragic când se întâmplă lucrurile acestea și ne doare când vedem suferința din jurul nostru. Realmente ne doare, adică nu suntem calviniști de aia nebuni care, nu știu, văd că a explodat o clădire și încep și, haleluia, slava lui Dumnezeu s-a manifestat și ne bucurăm că i-a omorât pe ăia. Mă, tu ești nebun, da?
tu ești nebun, adică totuși. Da, într-adevăr, slava lui Dumnezeu prin judecata lui s-a manifestat. Dar nouă nu ni se cere să ne bucurăm de așa ceva. Nouă ni se cerem ca să mergem și să vestim altora, să spunem, uite, Dumnezeu se arată și în felul ăsta, pocăiți-vă să nu se întâmple mai rău. Da? Să ne doară pentru sufletele pierdute. Dar Dumnezeu este în control și peste toate evenimentele acestea tragice. Da? Și trebuie să afirmăm că Scriptura ne învață că Dumnezeu este suveran. Tot timpul, peste tot, este suveran, este în control și peste suferință, și peste tragedii, și peste evenimente naturale dezastroase, peste tot. Da? Dar noi suntem convinși, în baza Scripturii, că dacă există suferință, dacă există rău, în cele din urmă, Dumnezeu în providența Lui le rânduiește și le folosește toate spre un bine suprem. R.C. Sproul zicea la un moment dat, răul care există este rău, dar este bine că este rău pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Da? Deci răul este rău, dar este bine că răul există pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Da? Greu de mestecat și de așa. Dar până la urmă Scriptura este de acord cu această interpretare a lui Sproul. Altfel spus, Satana este rău, este tatăl mincinoșilor. Dar Satana n-ar exista dacă Dumnezeu n-ar fi rânduit ca el să existe. Să fie foarte, foarte clar. Apostolul Pavel, îmi place textul în care îl imploră pe Timotei la un moment dat și îl imploră, zice Apostolul Pavel, înaintea îngerilor aleși. Arătând Apostolul Pavel, cred eu, cumva o fracțiune din revelația care el o avea, care nu a devenit publică. Apostolul Pavel cred că a avut cunoștințe care noi nu le avem. Arătând că în planul lui Dumnezeu, inclusiv lupta asta în astrele cerești, între îngerii care sunt împreună cu Dumnezeu și îngerii care au căzut și s-au răzvrătit, până la urmă este după alegerea și după planul suveranului Dumnezeu. Îmi place pasajul nemaipomenit de mult. N-a fost ceva care l-a prins pe Dumnezeu așa, prin surprindere, da? A fost un plan alcătuit, inclusiv care îngeri vor cădea, care îngeri vor rămânea împreună cu Dumnezeu, da? Lucifer este și el un instrument în mâna suverană a lui Dumnezeu. Și cred că Biblia atestă acest lucru și vă las pe voi ca să vă gândiți la toate versetele care vorbesc despre controlul și suveranitatea lui Dumnezeu și ar trebui să fie bine întipărite în mintea voastră, pentru că dacă la noi în biserică nu se vorbește din Scriptură despre asta, nu știu unde în România se vorbește. În al doilea rând, aș întreba pe acea persoană exact cât rău ar dori ei sau ea, el sau ea, ca Dumnezeu să elimine din acest univers. Cât din răul acesta ar vrea? 1%, 2%, 10%, pentru că Biblia ne arată că Dumnezeu nu este nepăsător față de rău și față de suferință, ba mai mult, Biblia ne arată că Dumnezeu va elimina din acest univers, de pe acest pământ, orice este rău și orice produce suferință. În planul lui Dumnezeu, tot răul acesta care se petrece va concluziona până la urmă într-o creație care nu va mai exista rău și suferință. Da? Biblia ne arată asta foarte clar. Deci în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu are de gând să elimine orice este rău, păcătos, suferință, orice produce lacrimi și așa mai departe. Ca atare, Dumnezeu îi pasă despre rău mai mult decât îi pasă omului care poate ar vrea numai să fie un pic mai bine. Da? Un pic mai bine, știi? Dacă aș avea un salar mai mare, o casă frumoasă și dacă n-aș îmbătrâni, cam ăsta, dacă aș fi sănătos, ar fi suficient pentru mine să consider că Dumnezeu e bun. Ei, planul lui Dumnezeu pentru a face lucrurile bune este mult mai măreț decât asta. Dumnezeu va elimina orice suferință, orice păcat, orice răutate. Cum asta ar putea, pentru cei care nu cred în Dumnezeu, pentru cei care sunt vrătiți împotriva lui Dumnezeu, să nu le convine că și ei vor fi eliminați și aruncați în iazul de foc prin procesul acesta de purificare, da? Biblia ne arată că Dumnezeu urăște răul și îl urăște așa de mult încât a trimis pe Iisus Hristos ca să moară în locul celor care se încred în El, chiar dacă noi suntem răufăcători.
Deci Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, cei răi făcători, ca să ne salveze de la răul care noi îl producem. El nu este nepăsător față de rău și față de suferință, da? Și a făcut asta pentru că El nu poate trece cu vederea peste răul nostru și peste păcatul nostru și peste suferința noastră. Suferință care noi ne-o provocăm. Cauza răului și a suferinței este păcatul. Este păcatul. I-aș întreba, oare ei nu fac lucruri rele? Oare ei nu sunt cauza unor suferințe? Oare nu sunt oameni care au suferit din cauza lor? Nu știu. Ai mințit-o pe soție. A suferit soția din cauza ta. Mă vii și spui că ai vrea ca Dumnezeu să elimine orice suferință din lumea asta. Ești ok să te elimine pe tine, să nu mai sufere soția din cauza ta. Vedeți, e o chestie așa. Lumea zice că nu mai vrea rău și suferință. Dar ei ar vrea ca să fie eliminați toți factorii în afară de ei, chiar dacă ei sunt producători de rău, da? Întrebarea până la urmă este, ai vrea ca Dumnezeu să te elimine și pe tine? Pentru că, în cele din urmă, ne arată Biblia că răul și suferința există pentru că noi suntem răi, noi suntem păcătoși. Moartea a intrat în lumea aceasta prin păcatul nostru. Suferința există ca și consecința păcatului nostru, da? Și cât timp noi suntem păcătoși și suntem aici, noi vom cauza răul și suferința din jurul nostru, da? Ca să nu mai fie rău și să nu mai fie suferință, există doar două variante. Să fim transformați și să nu mai fim răi sau să fim eliminați din ecuație, da? Și Dumnezeu va face exact asta când va instaura noul cer, nou pământ, în care nu va fi decât ce este sfânt și ce este glorificat și spălat în sângele Domnului Iisus Hristos. Și restul va fi eliminat în iad și în suferința eternă despărțită de Dumnezeu. Da? Eliminarea răului și a suferinței se va întâmpla. Întrebarea pentru cel care vrea asta este pe care parte a ecuației te vei afla când se întâmplă. Da? Pe partea cu Dumnezeu sau pe partea împotriva lui Dumnezeu. Da? Deci răul și suferința există pentru că noi suntem răi și păcătoși, dar în același timp există pentru că Dumnezeu consideră bine ca răul acesta să existe pentru un scop suprem de bun. Da? Pentru un scop suprem de bun. A spune că Dumnezeu nu are dreptate în a face lucrul în acest fel, sau că există o variantă mai bună, a spune că Dumnezeu putea conduce universul ăsta într-un fel mai bun. Să ajungă la un bine mai glorios, mai suprem, fără atâta suferință, este a spune că Dumnezeu n-a fost capabil să facă mai bine sau n-a știut să facă mai bine, dar tu știi. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Da? Dacă crezi că Dumnezeu există, că El este infinit, de puternic, de știutor, de înțelept, de bun, da? Trebuie să trăiești cu nădejdea și cu credința că universul acesta, așa cum există el, chiar cu toată suferința și cu tot răul din el, în cele din urmă va concluziona într-un bine așa de magnific și așa de suprem, încât atunci când vom vedea planul lui Dumnezeu în totalitate la sfârșit, vom spune, Doamne, este perfect. Este bine că Tu ai hotărât să fie așa. Până atunci, până când El ne va proiecta în fața ochilor exact de ce și cum a condus istoria în felul acesta spre slava Lui și spre binele nostru, mergem prin credință și credem că Dumnezeul nostru, atotputernic, atotștiutor, de trei ori sfânt, iubitor, da? A luat deciziile corecte când a ghidat istoria, când a ghidat fiecare lucru care s-a întâmplat, inclusiv suferința și tragediile care se întâmplă în mijlocul nostru, da? Până la urmă să rezumă la întrebarea, cine știe mai bine ce este bine? Tu sau Dumnezeu? Da? Cine știe mai bine ce este binele suprem? Sau scopul suprem al Universului? Tu sau Dumnezeu? Și omul credincios întotdeauna va crede că el ar putea și ar ști să facă mai bine, dar căile lui Dumnezeu sunt infinit de glorioase și necunoscute nouă. Și până la urmă trebuie să mergem prin credință. 3. Hai să unii care vin și zic
Poți să-mi dovedești că Dumnezeu există? Dacă mi-aduci dovezi, dacă îmi dovedești că Dumnezeu există? Nu. Nu poți să dovedești că Dumnezeu există. Să fie foarte clar. Nu poți să dovedești că Dumnezeu există, da? La fel cum este imposibil să dovedești că Dumnezeu nu există, este imposibil să dovedești că Dumnezeu există, da? Științific vorbind. Și eu cred că Dumnezeu a lăsat lucrurile așa și a rânduit lucrurile așa pentru că în cele din urmă este o problemă de credință, indiferent care poziție o adopți. Fie că adopți poziția credinciosului, fie că adopți poziția ateistă sau agnostică, e o problemă de credință. Aia nu înseamnă că nu sunt dovezi, că nu sunt argumente, da? Dar nu poți ca să dovedești. Până la urmă, credința este o lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt, prin care avem o convingere nezguduită despre lucrurile nevăzute, da? Despre lucrurile nevăzute. Acea credință este ancorată în diferite dovezi, în cuvântul lui Dumnezeu, în dovezi științifice, în dovezi istorice. Nu este o credință irațională împotriva rațiunii, dar nu este o credință care merge doar pe simplu fapt că am văzut un lucru și atunci cred că există. Am văzut ochelarii aceștia, un pic mai rău decât aș putea dacă și avea pe cap, și știu că ochelarii există. Dar asta nu-i credință. Nu-i credință. Credința ai dacă fratele Ciprian ar spune ochelarii aceștia sunt la mine în mașină și eu a zice, te cred frate Ciprian pentru că tu îmi spui că sunt la tine în mașină. Nu-i văd acum, că nu sunt acolo, eu sunt aici, da? Dar eu te cred. Și am dovezi prin care pot ca să-mi justific credința. De exemplu, când mi-a mai spus chestii de genul fratele Ciprian, întotdeauna s-au dovedit ca și fiind adevărat. Da? Ca tare, când îmi spune lucrul ăsta, pot să-l cred în baza dovezilor care le am. Deci dovezile susțin credința, dovezile sunt importante, dar în cele din urmă este nevoie de credință. Ca tare, când vorbim despre a dovedi că Dumnezeu există, putem arăta dovezile pentru Dumnezeu, da? Dar nu putem să dovedim în așa fel cum dovedim că 1 plus 1 egal 2. Și nici nu trebuie să încercăm să facem așa ceva. Pentru că scopul este să poruncim oamenilor, după expunerea Evangheliei, să se pocăiască de credința lor falsă, da? Și să creadă în Dumnezeul, în Dumnezeul adevărat. Dar cuvântul operativ este să creadă. Să creadă, da? Care este o lucrare supranaturală. 2 Corinteni 5 cu 7, Pavel spune căci noi umblăm prin credință și nu prin, vedere, da? Această credință, cum ziceam, nu este oarbă, are dovezi care o susțin, dar este într-adevăr credință. Care sunt dovezile pentru existența lui Dumnezeu? Cred că avem timp ca să trecem și prin partea asta. Biblia ne arată că sunt diferite lucruri care ne indică clar că Dumnezeu există. În primul rând, este creația. Existența creației în sine ne dă de înțeles că trebuie să existe un creator. Da? Sunt clar anumite obiecții și le vom discuta într-o secundă. Dar creația ne arată lucrul acesta foarte clar. Biblia ne învață, de exemplu, Psalmul 19 cu 1, cerurile declară slava lui Dumnezeu și bolta cerească istorisește despre lucrările mâinilor lui. Dacă am citit, și nu avem timp acum să citim, Romani 1, de la 18 la 32, vom vedea că Apostolul Pavel ne învață că oamenii nu se pot dezvinovăți de respingerea lui Dumnezeu, că ceea ce se poate cunoaște despre existența lui Dumnezeu este clar, se vede cu ochiul limpede, e simplu de văzut. Ieși afară și te uiți în jurul tău și în mod normal îți pui întrebarea, cum am ajuns aici? Da? Cum am ajuns aici? De ce existăm? De ce respirăm? De ce trăim? De ce gândim? De ce simțim? Toate astea ne duc cu gândul că am fost creați. Legea lui Dumnezeu care este scrisă pe inimile noastre și așa mai departe. În al doilea rând, exact asta, conștiința. Conștiința noastră ne dă de gândit că trebuie ca să existe Dumnezeu. Pavel
recurge la argumentul acesta în Roman 2, citiți acasă de la versetul 1 la 16, în care din nou ne arată că omul nu se poate dezvinovăți zicând, păi nu am legea lui Dumnezeu scrisă, pentru că o avem pe inimile noastre, da? Și asta ne dovedește că există Dumnezeu, pentru că conștiința noastră mărturisește despre existența lui Dumnezeu. Cum ziceam, cred că duminică, actul de necredință este un act activ de voință. Omul trebuie ca să depună efort și energie ca să nu creadă. Nu este ceva pasiv. De ce? Pentru că mărturiile, dovezile sunt în jurul lui. Natura îi vorbește despre existența lui Dumnezeu. Conștiința îi vorbește despre existența lui Dumnezeu, da? Și el trebuie să înăbușe aceste lucruri. Cum zice Apostolul Pavel, să zică, nu vreau să le am în mintea mea. Nu vreau să le am. Vreau să le scot afară. Dovezile sunt acolo. Și ele vorbesc, ele atestă aceste lucruri. Și în ultimul rând, Domnul Iisus. Domnul Iisus este dovada supremă, este revelația supremă. Hristos este o persoană istorică, fără niciun dubiu. Deci nu putem ca să zicem, a, este o poveste inventată. Nu, este o persoană istorică, da? Hristos chiar a murit crucificat acum 2000 de ani. Nu este doar o poveste inventată de noi. Hristos chiar a făcut lucrurile minunate care sunt descrise în Noul Testament. Și chiar a zis cuvintele care le-a zis și a vestit Evanghelia care a vestit-o. El chiar s-a prezentat la peste 500 de martori oculari după învierea sa. S-a întâmplat. Și oamenii aceștia au murit pentru convingerea aceasta. Și creștinii primului veac nu au negat ceea ce au văzut, chiar dacă au fost omorâți pentru credința lor. Apostolii, ucenicii, ne spune istoria că au fost martirizați toți pentru convingerea lor că l-au văzut pe Hristosul cel răstignit și înviat. Da? Ce motiv aveau acești oameni cu sutele să sufere asemenea consecințe și cu miile de-a lungul istoriei, da? Să sufere consecințele pentru ceva imaginar. Hristos, în mod real, a trăit, a murit, a înviat, s-a prezentat ca și dovadă, da? Să nu mai vorbim despre faptul că acest Hristos, fiul unui tâmplar, o persoană istorică neînsemnată după orice altă măsură, a schimbat în mod radical istoria acestui pământ. Da? Dovezile sunt clare, istoria ne confirmă acest lucru. Cei mai mulți oameni nu pot fi deranjați să considere dovezile. Atunci când vorbești cu oameni despre realitatea istorică a Domnului Iisus Hristos și zici, vrei să studiem problema? Hai să citim documente istorice, să ne documentăm ce zic istoricii, ce... N-am timp de așa ceva. Nu, dar timp să negi existența lui Dumnezeu, ai. Timp să spui că Domnul Iisus Hristos a fost inventat, ai. Timp să spui că El n-a murit și înviat cu adevărat, că asta trebuie să fii nebun la cap, ai. Dar timp să citești toate dovezile care atestă lucrul acesta, nu ai. Cum explici? Necredința este un act de voință intenționat. Depui efort, da? Depui efort ca să nu crezi, pentru că nu vrei să te confrunți cu realitățile acestea, da?